Ciprian Tătărușanu este unul dintre cei mai buni portari români din ultimul deceniu. Are în palmares 2 titluri de campion, o cupă și o supercupă ale României cu Steaua, fiind desemnat jucătorul anului în 2015. S-a format la fosta Juventus București, iar președintele clubului din Colentina l-a propus la Dinamo, dar câinii l-au refuzat. Așa a ajuns la Bistrița lui tata Jean, apoi la Steaua, care a plătit 1,5 milioane de euro, transformându-l în cel mai scump portar din istoria campionatului intern. A fost în lotul milanezilor în sezonul în care aceștia au cucerit titlul. Așadar, este și campion al Italiei. La națională are 73 de selecții, iar în vara lui 2023, ca mulți alți fotbaliști aflați la final de carieră, tata a ales drumul petrodolarilor și a ajuns în Arabia Saudită să o dea parte în parte cu Cristiano Ronaldo.